În această seară, felicitări pentru modul în care ți-ai făcut treaba. Cum a fost? Bună seara! A fost un meci greu cu o echipă cu pretenții mari, cu o echipă bună a campionatului, cu o echipă unde stafful și patronul investesc foarte mult și sunt convins că astăzi sunt și ei convinși că au întâlnit o echipă bună, dar am încredere în ei că ușor-ușor Craiova va redeveni ce a fost odată și ne vor reprezenta cu brio în cupele europene atunci când va fi nevoie. Ați încheiat această serie neagră de 5 meciuri fără victorie. Iată, vine victoria în ultimul meci care l-ați jucat. Pot spune că a fost într-adevăr o serie neagră, dar jocul a arătat și la meciul cu Steaua și la meciul cu CFR. A fost unul bun, dar totuși am întâlnit echipe bune a campionatului, Pioana României în ultimii 5. Le-ați întâlnit pe toate trei. Pe toate, și ați rămas cu 3 puncte. Exact. Dar cred că cel mai bine că am luat aceste 3 puncte și o să dăm totul la meciul cu Voluntari să recuperăm ce am pierdut. S-a întors norocul și în vestiarul vostru? Sau ai fost într-o formă extraordinară astăzi? Toți băieții am fost într-o formă extraordinară de la ultimul până la primul. Nu știu dacă s-a întors norocul. Cred că munca depusă și toată suferința așa care s-a adunat în sufletele noastre, pentru că este, chiar dacă nu o arătăm, ne-am descătușat, așa să zic, acum cu bucuria asta, dar ca joc să știți că și Craiova a făcut un joc bun astăzi și cred că am avut noroc. Aduce liniște această victorie? Aduce liniște 5 zile până la meciul cu Voluntari. Te întreb, pentru că se vorbea inclusiv despre plecarea lui Andrei Prepeliță în cazul unei înfrângeri. Nu știu, nu am auzit asta, tot se vorbește despre lucrul ăsta, noi suntem alături de el, el alături de noi și vreți să vă zic ceva? Înainte de meci am zis să jucăm fotbal, să ne bucurăm, pentru că ați văzut ce s-a întâmplat la meciul cu Steaua și am mai pățit un episod așa cu domnul Neagoie și cred că lumea ar trebui să aprecieze calitatea umană înaintea calităților de antrenor. Și v-ați învățat lecția? Să sperăm că da. Mulțumesc. Sănătate.